Chiar când eram aici în bancă, am primit textul că sora Stănescu a încetat din viață. Cineva a întrebat la un moment dat, cum rămâne că eu am ținut o zi de post, m-am rugat și eu nu știam că ea murise între timp? Cum rămâne cu rugăciunea mea? Știi cum rămâne cu rugăciunea ta? Domnul știe mai dinainte ce ai de gând să te rogi. Și a aplicat ei înainte să închidă ochii. Iubiții mei, așa cum am ascultat Scriptura de aici, așa putem vedea ca într-o oglindă, chiar dacă în chip întunecos în limitele minții noastre de astăzi și ale puterii noastre de înțelegere, putem vedea că înaintea lui Dumnezeu tu nu ești acesta, ci tu ești acela care vei deveni. Iacov stă culcat și doarme pe o piatră. Este fugar, este încărcat cu vina falsului grozav în care s-a implicat vis-a-vis de tatăl lui, propriul lui tată, vis-a-vis de fratele lui. Este rușine să privească înapoi, fuge de moarte. Dar Dumnezeu îi spune, nu, tu nu ești acesta. Tu ești acela. Care acela? Acela căruia eu îi voi da țara aceasta, acela care are o familie mare, acela în care vor fi binecuvântate toate semințiile pământului. Tu nu ești acesta. Tu ești acela. De unde credeți că am luat cuvintele titlului nostru de astăzi? Tu ești omul acela. De unde credeți că le-am luat? Tu ești omul acela. De la Nathan? Da. Vedeți, uitați, peștele nu a învățat nimic după atâtea mii de ani. El face aceeași treabă. Nu, Nathan nu i-a spus așa lui David. Tu ești omul acela. I-a spus, tu ești omul acesta. Avem un text aici. Care e distinția? Pe omul acesta ești tu în clipa aceasta, în situația în care ești. Și omul acela ești cel care vei deveni prin har. Dumnezeu nu privește pe nimeni as is, așa cum este acum, așa cum facem noi. Ci El privește pe om în devenire. Așa se face că îi spune ucenicului Anania în Damasc, referitor la Saul din Tars, care sufla amenințare în dreapta și în stânga răutatea răutăților, vărsător de sânge. El este un vas ales, El va duce Evanghelia. Nu e, ăsta este persecut. Uite, Doamne, știi cine e omul ăsta? Știu. Dar ceea ce nu știi tu este cine e omul acela care va deveni și este în devenire acest om. Avem ipostaze în viață. Avem reacții, avem răspunsuri, avem alegeri într-o situație sau alta. Dar tu nu ești omul acela. Cădem deodată într-o greșeală, cum spune Scriptura, dacă unul cade deodată într-o greșeală, și atunci, cineva ne face o fotografie și ne-a prins cu un ochi închis sau cu amândoi ochi închiși, asta nu înseamnă că ești orb. Nu. No. Ai fost prins într-o poză așa, dar nu. Ai fost prins într-o astfel de situație, dar nu, tu nu ești acesta. Tu ești acela care vei deveni prin har. Erau doi buni prieteni. Am avut ocazia să-i cunosc mai de aproape. Au crescut împreună, au copilărit, s-au căsătorit cam în același timp. Copiilor prieteni între ei, amândoi în armată, amândoi în război. Și într-o zi prietenul se aude țipat, strigat de prietenul lui, că niciodată nu auzise, vine cu acela, îl strigă cu așa, cu extrem de aspru, de greu, de rău. El nu-i recunoaște tot, nu se poate așa ceva. Și vine înaintea lui și începe acesta să-i strige, pentru prima dată în viață când se întâmplă așa ceva, începe să-i strige, vipere ce ești, ai fost un mincinos, falsule, hoțule, iată.
O vecină l-o trăvise tare de tot pe omul acesta și el și-a făcut partea lui că a băut o travă. Și prietenul ascultă liniștit, nu e vorba despre el în toate aceste acuzații care îi se aruncă în obraz și în față. Și într-o clipă în care prietenul ăsta se potolește un puțin din furia aceasta teribilă, atunci colegul lui de clasă, acuzat și blamat în fel și chip, îi spune, zice, nu ești tu acesta. Tu ești acela de acolo din fotografie. Pe perete avea o fotografie în care ei amândoi erau îmbrăcați în haină militară. Și a spus, tu nu ești acesta. Tu ești acela de acolo. Adică este diferență mare și trebuie să păstrăm lucrul ăsta minte și cu privire la copiii noștri și cu privire la o situație și cu privire la sănătatea noastră. Acestea nu sunt aici ca să fie de veci. Dacă un om ar cădea deodată într-o greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu duhul blândeții. Altcineva, cu băta nu ridică nimeni pe nimeni. Cu duhul blândeții se ridică într-adevăr un suflet. Și merge în același loc în care am mai poposit împreună nu de mult. Întrebarea simplă de tot ar fi următoarea, cu care începem. De ce venim noi aici la adunare? De ce ne adunăm aici? Pentru că, mulțumim lui Dumnezeu, așa cum spunea fratele Ovidiu, avem o familie largă online și am fi putut să stăm și acasă și cei care ne urmăresc în clipa aceasta online și startul, ar fi putut să vadă, au 1000 de alte posibilități la ora actuală. Și totuși au ales locul acesta și cei care vor alege pe viitor. Dar care este obiectivul? Pentru ce venim noi în locul acesta? Cine poate să-mi răspundă în cele mai simple cuvinte? Pentru ce ne adunăm noi? Trebuie să avem, bineînțeles, un stăscris pentru lucrul ăsta. De ce ne adunăm noi aici? Haideți să citesc. Știm cu toții. 1 Corinteni 11 cu 17. Vă dau aceste învățături pentru că vă adunați la oaltă ca să vă faceți mai buni. Păi nu e clar lucrul ăsta. Ce putea fi mai direct și mai deschis decât lucrul acesta? De aceea vă dau această învățătură și vă laud pentru lucrul ăsta că vă adunați la oaltă ca să vă faceți mai buni. Dar aceasta nu este singura posibilitate. Nimeni nu pleacă din locul acesta așa cum a venit, ci fie va pleca mai bun, fie va pleca mai rău. De aceea textul nostru întreg sună așa, vă dau aceste învățături, dar nu vă laud că vă adunați la oaltă nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Asta scrie Pavel acolo. Deci avem aceste, e o bifurcație, fiecare venire la adunare, nimeni n-ar trebui să ia cu ușurătate așa ceva. Nu e cum te duci la magazin, ai luat ce nu trebuie, ori le folosești într-un fel în altul, nu e o problemă, te duci iarăși. Dar aici se întâmplă ceva, aproape că este un drum cu sens unic. Nimeni, niciunul dintre noi, sub prezența lui Dumnezeu, nu poate să rămână același om. Așa că să mergem în 2 Samuel capitolul 12, acolo unde, așa cum spuneam, am fost nu de multă vreme și să urmărim lucrarea Duhului Sfânt de ridicarea unui suflet. Cum se ridică un suflet? E adevărat că aceasta cere răbdare și răbdarea consumă mult mai multă energie decât furia. Când e vorba de furie, imediat faci scurt circuit și de acolo se aprinde. Când e vorba de răbdare, aici sunt puse în funcție toate puterile sufletului. Ca un om să nu se lase provocat, să rămână lucid, să n-ajungă să se asemene cu provocatorul. Este o luptă grea care se dă în fiecare inimă în parte.
De aceea Biblia spune, voi să-L ridicați cu Duhul blândeții, că dacă Dumnezeu a lucrat pe calea asta, nu există o cale mai bună. Dacă ar fi vreuna mai bună, o folosea Dumnezeu. Dar voi să-L ridicați cu Duhul blândeții. Fie că e vorba de soț, soție, copii, părinți, biserică, lucru unde lucrăm noi, societate, în trafic unde suntem, indiferent în ce situație am fi, indiferent cât de insuportabilă, mizerabilă ar fi provocarea, voi să rămâneți în Duhul blândeții de fiecare dată. Învățați de la mine că eu sunt blând. Și dacă era o altă însușire sufletească, dumnezeiască, o lua asupra lui Mântuitorul nostru. Dar a spus, învățați de la mine lucrul acesta, că eu sunt blând și smerit cu inima. Așa se face că Natan nu se repede în David când a auzit. Băi, ați auzit despre ce e vorba? El nu se repede acolo. De asemenea, nu sună vecinul, nu sună alți proroși care erau acolo. Băi, fraților, ce, uite ce se aude cu tare. Nu, el nu face treaba aceasta. E între el și Dumnezeu. El nu va ieși și nu se va duce să vorbească cu acest om dacă nu va fi trimis de Dumnezeu. Trebuie să meargă la timpul lui Dumnezeu, pe căile lui Dumnezeu, trebuie să folosească mijloacele lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă Duhul blândeții, în primul rând, supunerea față de Dumnezeu. Dacă ești în postura în care știi că nu poți să dai un răspuns blând, care potolește mânia, nu răspunde nimic. Du-te și înalți o rugăciune pentru tine, în primul rând. Atâta. Dacă ești în postura asta. Dacă nu ești în situația în care poți să rezolvi ceva cu dreptate în fața lui Dumnezeu, e mai bine să te abții, să te stăpânești. E mult mai bine decât. Așa se face că aproape un an Natan nu apare în fața lui David cu problema aceasta. O orice despre împărăție, diplomație, spiritualitate, templu, tot ce trebuie, cortul întâlnirii, cum aveau atunci, jertfele, orice, dar nu discută problema aceasta, nu o discutăm decât la timpul lui Dumnezeu și pe căile lui Dumnezeu. Și după ce a trecut vremea aceasta hotărâtă, atunci Domnul, spune versetul 1 din capitolul 12, Domnul trimite pe Natan la David. Prima întrebare care trebuie să ne adresăm sufletului nostru când stăm de vorbă cu copilul nostru. Sunt eu trimis de Dumnezeu acum să vorbesc lucrul ăsta? Sunt acestea cuvintele lui Dumnezeu pe care vreau să-i le spun? Vorbește Dumnezeu prin mine acum? Sau firea mea, sau cum zice lumea, băutura din capul tău vorbește? Sau... Întrebarea aceasta trebuie neapărat să preceadă orice fel de acțiune. Așa se face că Natan vine la el și îi spune așa, într-o cetate erau doi oameni, știm această istorie, un om bogat, foarte bogat, spune aici, foarte multe oi, foarte mulți boi, și un om sărac n-avea decât o mielușa pe care o cumpăra, se o ținea la pieptul lui, ca pe copilul lui, o hrănea, era parte, devenise parte din familie. Și atunci când a venit un oaspete pe la omul acesta, bogatul nu s-a îndurat să se atingă de oile sau boii lui. Mi-aduc aminte când era rugat un om bogat, a fost rugat, puteți să ajutați situația asta. Eu nu, a zis el, și că astăzi văd, a băgat mâinile în buzunar și a întors buzunarele pe dos așa și a spus, nu am nimic, nu. Biblia scrie, nu s-a îndurat. E o problemă. Ca să poți să faci ceva, trebuie să înăuntru tău să capezi biruința. Când un om e înfrânt în sufletul lui, n-are sens să discutăm despre ceea ce se întâmplă în afară. Lui însă atât de grav l-a păsat patima asta că nu s-a îndurat, încât crima pe care a comis-o, prin faptul că i-a smuls mielușeaua de la sânul omul ăsta cu brutalitate, a tăiat-o, a gătit-o, a cioplit-o acolo, a gătit-o, a prăjit-o, a pus omul ăsta în față să mănânce, fără niciun fel de conștiință. Nici vorbă să-i spună omul ăsta de unde are o așa, vai ce mâncare bună, dar nici vorbă să-i spună, lucrează pe ascuns, nu-i spune că n-ai cum, nu te ține obrazul să spui chiar așa de unde vii și uite, eu am, dar nu am putut să iau de la mine că stric numărul acum și atunci am luat-o pe omul. Și s-a rugat omul ăsta de el disperat, s-a rugat de el, nu, ia-mi casa, îți dau tot, dar nu face lucrul ăsta, te rog, te rog. Și a smuls și a luat mielușeaua.
acest lucru s-a petrecut acolo. Acestea le spune Natan lui David și versetul 5 spune, David s-a aprins foarte tare de mânie. Peste măsură de mult. A spus, așa om ingrat, așa om ingrat nu există. Uite-te la omul acesta, cât i-a dat Dumnezeu omului acestuia. Ce încredere i-a acordat Dumnezeu. Uite-te la omul acesta care și-a bătut joc de Dumnezeu, a disprețuit pe Dumnezeu, a disprețuit cuvântul lui Dumnezeu. Uite-te la omul ăsta, spune David, e vrednic să moară. O să plece din casa lui 4 miei pentru un mil, de 4 ori o să plătească omul ăsta ce a făcut. Și cum a băgat el cuțitul acolo, sabia nu o să depărteze niciodată de casa lui, că e fapta lui, el a făcut așa ceva. A prins de mânie la maxim David. E clipa în care Natan, prin Duhul Sfânt, îi spune, tu ești omul acesta. Nu este simplu să auzi, tu ești omul acesta. Noi suntem, noi înșine, într-o singură situație în viața aceasta de fiecare zi, și anume, când nu știm că e vorba despre noi, atunci suntem noi înșine. Cum așa? Nu vine să cred. Vai, ce ingrat de om! Ăsta merită moartea asta. Fiindcă nu știe că e vorba de el. Atunci suntem noi liberi. Dar dacă omului se spune, nu, tu ești, stai puțin, păi să spun, de ce s-a întâmplat chestia asta? Să vezi ce a fost. Cale mele aveau COVID toate și de asta m-am dus și am luat. Și imediat apare o situație de felul acesta. Însă, acolo unde Duhul Sfânt lucrează, o astfel de descoperire extrem de dureroasă. Vindecă și scapă de la moarte. Nu e darul ăsta, acesta e un dar de la Dumnezeu, să ai pe cineva care să-ți spună, tu ești omul ăsta. E rar așa ceva. Nu e pentru toată lumea însă. Spre exemplu, pentru Nabal nu este darul ăsta, pentru că nu se poate vorbi cu omul ăsta. Așa zice Biblia, nimeni nu se putea apropia, de era atât de nebun la cap, dacă ai fi zis o vorbă, imediat exploda. Și atunci a fost ocolit pur și simplu de harul acesta de a cunoaște adevărul despre el. Dar să urmărim mâna lui Dumnezeu la lucru. Cât de ușor conduce Dumnezeu pe omul acesta la pocăință, cât de gentil, cât de atent, ca un doctor care folosește cele mai înalte tehnici ca să scape pe un om de la moarte și în același timp să nu-l treacă prin durerile acestea care uneori sunt mai cumplite decât moartea. Așa lucrează Dumnezeu și așa ne îndeamnă și pe noi. Voi care sunteți duhovnicești, urmați pilda lui Dumnezeu. Cum v-a ridicat El pe voi, cum te-a ridicat El pe tine din această situație, din acea situație. Așa să faci tu cu aproapele tău. El spune, am păcătuit. Acesta a fost răspunsul. Nu a zis, dar ce tu ești mai bun? La omul lui Dumnezeu și mai ales când e vorba de un cuvânt al lui Dumnezeu, n-au unde loc vorbe de felul acesta. Nu. Știți că s-a dus bătrâna aceea la doctor și doctorul i-a spus, nu-mi place cum arăți. Și asta s-a supărat, dar ce, dumneata, ești mai frumos? Nu, nu era vorba despre asta. Era vorba de sănătate, este cu totul. Da. Înțelegem greșit de multe ori intenția bună a aproapelui nostru, ca să nu discutăm de intenția lui Dumnezeu, care este totdeauna îndreptată spre bine. Dar ajungem. Ceea ce lucrează însă cu și mai multă putere este faptul că Dumnezeu proiectează în viitor. Da, vei trece prin toate aceste suferințe, Dumnezeu îți iartă păcatul. Pentru că s-a smerit înaintea lui Dumnezeu, pentru că și-a asumat răspunderea acestei fapte pe care a urât-o de groază, ceea ce arată că nu făcea parte din sufletul lui, de aceea era așa de inocent când a ascultat povestea și așa de vehement în a condamna pe omul ăsta. Deodată își dă seama că de fapt e vorba de el însuși în această situație. Răspunsul lui a fost simplu și
ușor în aparență, dar extrem de greu de dat. Cuiva este greu de o viață să spună iartă-mă. Nu. Foarte greu cuvânt. Cuiva este și mai greu să-i spună te iert. Tot de o viață. Pentru un om undeva, ura aceasta teribilă este mai puternică decât moartea și atunci preferă să moară în ură. Și va muri în ură. Pentru că ura nu stă pe loc. Ea continuă să crească și continuă să primească, să prindă sufletul din toate părțile. Acum cuvântul lui Dumnezeu ne îndreaptă atenția către propria noastră viață. Unde ne așezăm noi, personal, fiecare să se gândească la sine? Acum, unde te așezi tu când ești confruntat cu adevărul despre tine? Unde te așezi? Prietenii lui Iov, așa au perceput ei, a fost greșit. Dar așa au perceput și au spus, zice, te aperi ca un nelegiuit. Adică ai comis o nelegiuire, acum continui să comiți altele ca să acopere această nelegiuire, nelegiuire peste nelegiuire. Așa a fost aici. Așa se întâmplase cu David, a încercat să acopere nelegiuirea cu o altă nelegiuire. Dar până la urmă Dumnezeu, cu bunătatea lui și cu Duhul blândeții, a întors pe omul acesta la pocăință, pentru că totdeauna mustrarea lui Dumnezeu, descoperirea adevărului despre noi, nu au alt obiectiv decât câștigarea noastră, întoarcerea noastră la pocăință. Aceste 40 de zile și Ninive nu va mai fi. Doamne, așa de groaznic, auzi, 40, un oraș întreg îl rade în 40 de zile și Ninive se întoarce la Dumnezeu. Oh! Deci ăsta era medicamentul de șoc pe care l-a folosit marele medic prin care a întors cetatea asta de la moarte. Intenția lui Dumnezeu nu era să-i nimicească în 40 de zile, deși acesta era adevărul, în 40 de zile urmă o să dispară. Dar intenția lui Dumnezeu era să le întoarcă sufletele către el. Asta s-a și întâmplat. Și acest lucru, de aceea Biblia spune, nu-ți pierde inima când te mustră Dumnezeu. Nu-ți pierde inima. Citește în mustrarea aceasta iubirea lui Dumnezeu, grija lui Dumnezeu pentru tine. Câți copii înțeleg greșit pe părinții lor? Atât de... Noi toți suntem aici. Foarte greșit. Cât de greșit am înțeles noi încercările prin care am trecut în viață și ne-a venit să întrebăm oare Dumnezeu este aici, așa cum întrebau ei în deșert. Iubiții mei, putem să luăm diverse atitudini în fața acestei situații. Haman știe cine este. Haman știe ce a plănuit. El nu este inconștient. David nici nu gândea că e vorba despre el. Haman știe că e vorba despre el. Dar el joacă atât de bine, încât nu-l poate demasca decât Dumnezeu din ceruri. Dar Dumnezeu poate. Așa se face că se ajunge într-o situație în care îi cade masca de pe față și împăratul, dita mai împărat, Doamne, așa ceva, omul ăsta a fost lângă mine. Deci ăsta a fost plan. N-am visat, n-am gândit așa ceva. Cum a fost posibil? I-a căzut masca. Cine e nelegiuitul ăla? Întreabă împăratul. Cine este criminalul ăla în masă care încearcă să distrugă tot? Scapă în viața, împărate, scapă în viața, spune Estera. Cine te amenință? Cine te atacă? Cine e criminalul acela? Este chiar aici lângă noi. No! Și în clipa aceea a căzut masca jos și spune Biblia, i-au acoperit fața lui. A mai făcut el un gest mizerabil, s-a aruncat acolo pe pat. Nu mai avea niciun sens deja în clipa. Dar el știa cine este. El știa cine este. Ați observat că la masă a întrebat Iisus. Unul din voi mă va vinde. Cel care știa despre ce este vorba, știa despre cine vorbește, cine altul putea să fie. El știa despre ce vorbește. Ucenicii sunt total inocenți, dar ei spun, bă, poți să știi de ce sunt în stare? Doamne, ferește! Nu cumva, Doamne, e vorba de mine, nu cumva mă caută pe mine. Nu. Și atunci a rămas el. Și dacă toți ochii au fost îndreptați spre el,
Nu cumva eu sunt învățătorule? Sper să nu îndrăznești. Nu cumva eu sunt? Întreabă dumneavoastră. Asta se numește gaslighting. Cineva vorbește în așa fel că nu mai știi, nici nu mai știu ce să cred. Românește abureală, te aburește. Nu cumva sunt eu? Întreabă el. La care Mântuitorul spune, da, tu ești. Atât de puternic era prejudecata în mintea ucenicilor, încât niciunul dintre ei nu procesează. Cum mă, tu vinzi pe Domnul? Nimeni nu procesează. Trec mai departe ca și când nu s-a întâmplat nimic. Ce ai de făcut, fă repede. Iuda este pe ușă. Ucenicii cred că a plecat la cumpărături. Nimeni nu a procesat cuvintele lui. Eu sunt cel care... Nu cumva sunt eu, tu ești. N-a procesat nimeni. Nu, cineva poate să fie maestru în a se deghiza și a apărea înaintea oamenilor. Cine nu este? Cineva poate să fie maestru în a evita această descoperire. Dar împotriva cui are cineva succes la acest capitol? Împotriva cui reușește cineva? Unde ai fost? Întreabă Elisei. El nu știe unde a fost? El nu știe de unde vine? El nu știe pe cine a trimis să ducă bagajele în casă în timp ce el stă acolo? Știe bine! Nu e nevoie să-l informeze pe Gehazi cineva de unde vine, ce a făcut, ce a vorbit și așa mai departe. Dar el nu crede în Dumnezeu. Nici nu crede că Dumnezeu îi se descoperă prorocului Elisei și atunci îi spune, nu, robul tău nu a fost nicăieri. Și așteaptă să spună ce bine îmi pare să spună Elisei așa ceva, după care el să zică în sufletul, vezi că nu e niciun fel de Dumnezeu. Dacă era Dumnezeu, omul ăsta, dacă era proroc, ar fi știut cine e femeia asta care a spus el. Asta e semnul că nu, că nu este. Dar Elisei spune, nu de unde vine, ce s-a întâmplat acolo unde a fost el. No, Gehazi este foarte priceput la capitolul ăsta, dar împotriva cui este el priceput? Biblia spune, lepra lui Naaman s-a lipit de el. Iubiții mei, aș dori să rămânem cu speranța aceasta frumoasă înaintea lui Dumnezeu. Chiar mi-amintea Ovidiu la început câteva cuvinte cu privire la speranță. Ați observat sau ați identificat, ați reușit să definiți obiectivul ateismului? Care e obiectivul ateismului? Este distrugerea oricărei forme de speranță. Nu mai este nici o speranță. Noi suntem un joc de atomi la jocul genelor și așa mai departe. Asta, nu mai este nici un fel de speranță. Aceștia sunt oameni disperați, care adică nu au niciun fel de speranță, și care ar dori să arunce în aceeași groapă pe toți cei care au speranță, au încredere în Dumnezeu. Chiar unul scria, Gordon Collier, scrie într-o carte a lui, zice, mi-ar place să fiu și eu ca voi creștinii, cu speranță, cu... Cine te ține? Dar nu e loc în inima lui pentru așa ceva. Iubiții mei, nu e prima dată când David trece pe aici și mulțumim lui Dumnezeu că a rămas lecțiile acestea pentru noi. Tu nu ești omul acesta care ești acum. Tu nu ești omul ăsta căzut, înecat în sânge, în rușinea pământului, scriind o pagină așa de murdară în istorie, inspirând milioane de oameni să comită aceleași atrocități pe care le-ai comis tu. Tu nu ești omul acesta. Tu ești un altul. Acest lucru înseamnă să ridici pe cineva cu duhul blândeții. Aceasta este lucrarea pe care o face Abigail când îl întâlnește pe același om. Înfuriat, însetat de sânge, se duce să omoare, va face așa, pe dincolo, dă-i amenință în fel și chip, pune toți oamenii pe picior de război. Abigail are o singură temă față de el și îi spune așa, tu nu ești acesta, tu ești acela care va sta pe tronul lui Israel într-o zi. Tu ești acela asupra căruia este ungerea lui Dumnezeu. Tu ești acela pe care nu-l va durea inima în ziua aceea că s-a luptat cu un nebun și a devenit asemenea lui.
Tu nu ești acesta. Tu ești acela. Și împreună cu David să mulțumim lui Dumnezeu că nici noi nu suntem acestea, ci aceia care devenim prin har, cu fiecare zi care trece. Suntem aceia pentru care Dumnezeu are un plan și faptele pregătite mai dinainte să umblăm în ele. Aceștia suntem noi. Să mulțumim lui Dumnezeu că istoria nu s-a sfârșit acolo, ci de-abia s-a deschis din locul acela. Și binecuvântarea lui David, care a venit asupra Abigailei, să vină și asupra noastră a tuturor. Binecuvântată să fie înțelepciunea ta. Binecuvântat să fie Dumnezeu care te-a trimis, care te-a trimis astăzi înaintea mea. Binecuvântată să fie judecata ta, binecuvântată să fii tu că m-ai oprit în ziua aceasta să vărs sânge și mi-ai oprit mâna. Vom ști că un cuvânt vine de la Dumnezeu atunci când El atinge mintea, inima, dar și mâna, adică schimbă viața. Tu nu ești omul acesta. Tu ești omul acela după chipul lui Hristos. Amin. Tată Ceresc, îți mulțumim în numele Domnului Iisus pentru planurile tale făcute cu atâta iubire pentru fiecare dintre noi. Tatăl nostru, așa cum a spus Iov, când privim asupra vieții noastre de cădere, suntem dezgustați, dar când privim asupra planului Tău frumos cu viața noastră, suntem încurajați, ridicați. Îți mulțumim că întotdeauna ne-ai ridicat cu Duhul blândeții și al iubirii și la fel Te rugăm să ne ajuți pe noi la rândul nostru, Doamne. Ne închinăm înaintea Ta și Te binecuvântăm în veci. Amin.